Auzi, bă, frate, bă, ce mi se întâmplă. Mă duc eu la Dumitrică al spânul, care făcu armata la Călăreaș cu schimbul cu vărul meu stănic al Spânzuratul de fugire de la Cătănie, de adus în dărăt cu arcanul. He. Mă duc eu la Dumitrică, care ieșea de la București, la Fiesa, deține pe unul de la Giubega, de are servici la administrația financiară și au casă prin Balta Albă. Au casă nouă, au făcut acum urmă. Ah, când e scrisă mie Dumitrică că stă la fie să ca o casă, bă, zic că acum mă duc eu la București. Acum mă duc la București că am un să trag Am un să trag. Luai o dămigeană de zaibăr de vin, știi? Și un curcan. Luai un curcan. Un curcan și o dămigeană. Nu mă duc în casă nouă cu mâna goală. Bă, o să-i la trin. Mă sui, plecai, ajuns să-i. Ca cu de când cu rapidul, cu trei știi? Nici n-a să te gândești. Gata, ești la București. Ești la București, gata, ajungi repede. Aci în gară la București, mă eu într-un automobil de la cu pătrățele și cât ai zice pește, pusei în baltă albă. E, a ce o încurcai? A ce o încurcai că cherdui mai multă vreme decât de la Craiova până aici? Până mă descurcai cu adresa, știi? Pă bine, mă, frate meu, nici un nume, nici o stradă, nimic, mă. Numai niște litere puse așa. A, B, 18. S, 16. B, 9. A, Z, 3. Bis. Ap, 8. Păi ce o fi cu astea, bă? Și-o fi cu asta, mă că dacă cauți pe unul, găsești mai ușor la Sfânta Vineri, mă. Aleia 5, plațul 8 și numele e scris pe monument, n-ai cum să-l încurci. Paci, dacă n-ai noroc, nu dai de nimeni, mă, nu dai de om. Aci la bloc mă dusei, zisei să intru în cotețul ăla de te trage în sus, știi? Dar scria pe ușe, revizie. Păi ce fac eu, 8 etaje, mă, cu Adămijană și cu curcanul, că n-avea stâmpări deloc curcanul, n-avea de loc. Ce fac, mă? Mă gândiți, poate o scrie așa revizie, numai așa de ochii lumii. Și apusai pe buton. Întâi s-au așa niște cărituri. Pe urmă să zbici de vreo 3-4 ori, așa? De să zgudui toată casa. Și urla unul de sus să spargă boșoagi. Bă, nu mă apăsați pe buton, bă, criminalilor, că să rupe cablu. Să rupe cablu. Bă, zic să știi că nu e scris numai așa de 8 km. Ia o lumii. Ia să iau eu pe scări. Ia să iau pe scări că nu o fi foc. Ze și făcut. Plecai, mă trec apele până sus. Ajuns să-i sus la Dumitrică, sunai. Răspunsă dinăuntru chiar el. Zice cine e? Eu sunt. Mărin, de la Băilești. Ia deschide. E, aș deschide eu, zice el. Dar ce, parcă pot? Păi de ce, zic eu? E, de ce, de ce? Da, aia Că e te căzu o bucată din tavan și se făcut o gaură și căzu mașina de spălat rufea lui ăsta de stă deasupra și pe ușa. Ia a un rost de orangă și scoate ușa din țățân, că altfel n-avem un cotru. Bă, noroc de mine că aveam la mine bastonul de cire și aveam bastonul la mine. Că nu mă despar de el de când sunt dănac. De când să-i dănac, nu mă despar de el. L-am de la al bătrân, la bătrân, știi? Băgai bastorul sub ușă, mă opinti de două, trei ori, scos ușa din țâțâni. Mă, frate meu, zicea Dumitri, bă, bine că picași tu de la băilești. Că dacă era să-i aștept de, de, la iale, să te amaciză de deviu ca meșterul Manuel, auzi. E din una în alta, zic, bă, bă, Dumitrică, unde stăm și noi jos, mă, să cinstim un par de vin, mă. Cinstim un par de vin. E, unde stăm, unde stăm, aia zice el, că n-avem unde. Că nu o daia din mijloc, cum se poate, că e apă. E apă de la ploaia de ieri. Că nu o bailaltă nu se poate, că doar mea săracă. Că e ruptă de obosală toată noaptea, că era apă cu ligheanul, că era apă cu ligheanul, știi? La bucătărie s-ar putea, dar nu e lumină. De aia trebuie să vie specialistul să vadă ce e cu ea. Mă Dumitrică, și vine, mă. Nu prea vine, zice el. Amă, dar generită, unde e mă Păi cine-l mai văzut de vreo săptămână? Că luă cerere și plecă la ea și nu mai veni. Noroc că și luă de mâncare, are de mâncare la el și țoale groase are. Mă, Dumitri, că toate bune, bă, dar noi unde bem -o un par de vin? Unde bem -o un par de vin? A, zice, la imbaie. A, imbaie, că acolo, e, acolo sunt toate la locul lor, toate bune. Acolo nu e nimic, că nici apa nu curge, că trebuie să mă duc după unul să vină să vadă ce are. Să-i dea drumul, că nu curge. Nu mai e nevoie, strigă fisa de dincolo. Nu mai e nevoie, că e te plezniu o țavă și țâșnește apa direct din perete, țâșnește. Dar după ăla tot trebuie să te duci să vie să dea o gaură și la țava cu apă aici, că altfel ne opărim de tot, ci ne opărim de toți. Bă, Dumitrică, zic, da, ce bate vântul la voia aceea așa, bă? A, zice el, nu e vânt, nu, e corent. Ca acum, dacă nu mai e ușa, trage cu geamul. Pă, închide-l, zic, pă, e închis. Pă, cum, dacă e închis, cum e corent? Pă, aia, zice el, aia e, că nu se știe precis, că ori e prea mare, ori e prea mică, nu se știe, Aia. E. Păi ce vorbe asta la tine, mă? De mă zice, deasupra ferestii a rămas un loc așa ca de, de palmă, știi? Gol. Prezid. E gol. Și veniră niște specialiști, în vreo două rânduri veniră. Unii din ei știau că fereastra e de vină, știi, că e prea mică. Alții nu, că e, e prea mare. Că de-aia n-am mai încăput un rând de cărămidă de sus, știi? Păi bine, mă, și acum ce fac? E, acum ce să facă? Trebuie să întrunească comisia să vadă cine are dreptate. O de zic că e prea mică, de zic că e prea mare. Și eu n-am ce face, că dacă era de cauciuc, cu dar nu e. Auzi, mă, da, aveți vreo nădejde, mă, să izbândiți. Mă, frate meu, zice, o nădejde am avea noi, avem o nădejde. Că prin sărăm noi un specialist. Adică vorba vine că îl prin noi, că se prinsă singur. Vine el acum vreo 10 zile să vadă ce și cum, știi? Și să suie în lift să vie cu sus. Deci acolo rămas. Acolo e în lift. De 10 zile. Stă blând ca mielușelul săracul. Stă blând, nu mișcă. Mai ales de când văzut că liftul are butoane pentru 15 etaje și blocul nu are decât 10. E frică. Îi dăm mâncare cu scoara. Îi dăm mâncare, știi? Noi îi dăm mâncare, să cam îngreșe. Noi dacă am văzut, te-am mai tăiat din porție. Fă cu el ce a făcut scandal, dar băiat bun, de vreo 3 zile cântă. Eh, la ele e noastră, știi? Când o băga -aia ai lui de seamă că le lipsește specialistul, o să vie încoa. O să vie încoa după el să-l caute, știi? Și când o intra în bloc, noi strâng închidem ușa de jos. Și aia când se ochide, nu mai deschide nici dracu care e broasca stricată din fabrică. E cum i-am prins aici pe toți, îi pune la lucru. Mă, Dumitri, zic, bine gândit, bă. Bine gândit, dar eu ies o țără afară să beau o țigară, zic. Să beau o țigară afară. E ieșit și, și dus cu săi. La gară, în trin acasă. Păi ce era să mă aștept acolo? Ce era să mă aștept? Venea cumva specialiștii, zdran cu jos, știi? Și mă prindea înăuntru. Păi eu am vreme de pierdut, ca cum vine primăvara. Vine primăvara, acum ce muncile câmpului. Și aici eu sunt specialist, aici. Aici sunt eu specialist. Mă rog, treaba lui, fiecare cu ale lui, să descurce cum știe. Mă, cu Dumitri, că auzi, mi se rupe inima de el. Mi se rupe inima de el, dar și de la din lift mi se rupe. Mi se rupe inima și de la, că uitați să vă spui, când plecai, știi, trecui pe lângă lift. Și cânta acolo de unul singur. Cânta de unul singur, dar cam aiurea, așa, ca în dodii, știi, ca în cânta. Ce bine e lângă tine, ce bine e aici, n-aș mai pleca de aici, ce bine e lângă tine. Auzi, mă, săracul specialist, cântă de unul singur, ce să fac? Ce să fac? Bă, frate meu, lasă mă, lasă-mă, bă, că sunt necăji, bă. Sunt necăji rău de tot, bă. E de ce? E de-aia. Îmi făcut nepotul meu sucă una, bă, îmi făcut nepotul meu sucă una, de mă uscă la fica, auzi? Mă uscă la fica, ce mai? Bă, sucă ăsta de când la o -măsa, de când la o -măsa, bă, nu are încurcături ci de, și de, de drăci fu bun, Până avea decât vreo patru ani și ori când eu pe la tasă, sau cum stăm așa de vorbă, auzim în fundul curții schelele pe cartuș, avea un câine de deci zicea cartuș. Bă, schelele ăla de mama focului, bă, deci ai că pleznește. Bă, fugiră în repede, bă, să știți că căzu câinele în groapa cu varne stins. Când ajuns să rămaci în fundul curții după pătul, bă, minunea minunilor, bă, să tăbălea câinele, mă, abia-l potolirăm. Au sucă și înființă să dințe în gâtul câinelui și nu vrea să-i dea de fel, mă, de fel. Abia-i în fălcele cu bucate de lemn, și. Bă, săracul câine când s-a văzut slobot, mă, când s-a văzut câinele slobot, s-a dusă și dracul l-a mai văzut de atunci. Dracul l-a dus rămasă. Mă lota sau la bătaie, mă. Mă, ce a vrut să-și cu câinele, mă? Ce a vrut să-și cu câinele de mușca câinele, mă? Ce ești turbat, mă? Ești turbat, dar sucă zice, păi ele devină, că el începu, că el vrut să mă muște întâi, știi, că vrut să-i să osul. Auzi, mă minte la el minte la el. Acum, în timpul războiului, în timpul războiului, el cu încă un prieten al lui un jurat, prindeau câte o amărâtă de mâță și o încălțau în jumătăți de nucă, știi, de coș de nucă, pline cu zmoală muiată. O încălțau de călca săraca ca pe tampoane. Auzi, lua mâța și o arunca pe coperișul de tinichea la popa petrică, bă, lumea, s de fugea lumea, să a prin beciuri, prin șanțuri, că știa că e vreo mitraliere ceva. Știi, vreo mitraliere ceva. Mă, auzi, mă, ce da prin gând, mă, da prin gând de mic, bă, de mic. Lasă că la școală ce să mai vorbim? Ce să mai vorbim la școală? Că stătut vreo trei ani numai la regula de trei simple, auzi? Numai la aia de trei simple. Bine că îi zice de trei simple, că dacă îi zicea cumva de trei încurcate, știi? Baxa mă era în școală și acum. E, după ce cresc cu mai mare, nu trecea săptămână, mă, să nu vii acasă cu capul spart. Mă, nu trecea săptămână. Zice ta să-o mă, săracul copil, tu avea, mă, îi flăcăi. îi dă naș cu el, mă, de-i dau numai în cap. Numai în cap îi dau. Lasă, zic eu, fii mulțumit. Fii mulțumit că îi dau un cap, că habar n sucă, că de capetare. ză tare. că nu-i dau peste cotoaie, știi? Că ți le lăsau o loc până acum, de mutai cu rogojina de la soare la umbră. De la soare la umbră. La armată ce? Mai la armată stă tu mai mult la carceră ca la instrucție. Păi ce face într-o zi, mă? Pau ce facem într-o zi? Stă el de santinelă la poarta regimentului și vine majorul la el și zice, mă sucă, veni tovarășul colonel, mă, veni? Nu veni, zice sucă, nu veni. Peste va timp iar vine majorul. Bă, l văzuți pe tovarăș colonel sau nu-l văzuți? Nu-l văzuți, zice Sucă. Dacă nu-l văzui, nu-l văzuți, nu-l văzui, nu veni. Vă zice, când o să-mi dai de veste, auzi? Să-mi dai de veste numai decât. Bine, zice Sucă. Stai el ce stă și după vreme, opa, vine și colonelul. Dar Sucă, în loc să-i dea onorul, zice, au top colonel, astăzi o curcaș rău de tot, auzi? O curcaș rău de tot, păi te caută, te caută majorul de vreo două ceasuri, să vezi ce păsă vezi cum te descurci. Bă, colonelul rămasă tablou, bă. Rămasă tablou, începeni. Dar știți că începeni vreo trei săptămâni la carcere, auzi? Bă, da, cu în urmă am făcut una de le întrece pe toate, mă. Bă, le întrece pe toate, mă. Auzi, mă, scrie mie nașul Pantelică, de la București, zice, mă, fine, mărine, vezi că eu vândui locul de veci, de acolo, de la Băilești, așa că te rog pe tine frumos, dezgroapă pe muica și trimite-o în un cu un om de încredere, să o îngropăm aici la București, știi, să fim toți, să fim toți la un loc. Mă, ce vrea să fac? Făcui de forme, mă apucai, o dezgropai pe a bătrână, că să o de vreo 30 de ani, o băgai într-un săculeț, Cumpărai la comparativ un diamantan nou, știi? O băgai înăuntru și o trimi la București. Dar vreo trei zile nu găsi pe nimeni, auzi? Nu găsi pe nimeni, așa că o luai acasă. La, acasă la mine, dar nu puteam să o las pe prispă, că am niște jurați de câini. Am niște câini. Așa că o băgai în casă, pat, știi? Dar nu mai scăpam de gura Luveta. Veta. Și Marine, Marine, trimite-o pe muma lunașul la București, că nu mai prea am somn, auzi? Nu mai prea am somn. Mă, nu vezi ești năroadă. Păi nu vezi că n-am cu cine. Că nu poți să o trimis în gură, că nu se descurcă. Mă, ne gândirem ce ne gândirem, zice ea, ia trimite-l mă pe sucă, că să ducă și el un geamantan, o fi în stare, bă, să duc un geamantan. Mă, zic și făcut, îi dădui geamantanul în sucă, plecă el la București, la Craiova, a făcut el ce a făcut și chiar du trenul, auzi? Chiar du trenul la Craiova. Rămasă el de dormit pe acolo, pingară, a avut noroc că s întâlnit cu unul cu care a făcut armata. Să întâlnim cu de să înghesuire unul în altul, să nu degere, știi? E, și plecă suca al meu cu trenul de al doilea. Cu trenul de al doilea plecă la București. Când a ajuns aici, n-a zice, hai o odată, bine că veniști, te aștept de vreo 5 ceasuri. Deschis rei geamantanul să stropească oasele cu vin, știi? Și rămas ră, cu gura căscată, bă. Păi în era vreo două peric de ciorapi, trei cepe, o bucată de brânză și niște rufe murdare. Bă, frate meu, mă, mă, început bâlșol mare, mă, n areta leșină, popa se supără, îi bleste, mă, o dăjdile și dusfu, știi, popa dusfu, bă, nașul să-l moare pe sucă, nu alta, ce a făcut cu muica, bă, unde e muica, bă, ce a cu muica, bă, o schimbați pe ceapă, bă, altul, altul o încurcat, dar sucă învăța cu greutățele, știi, învăța cu greutățele, n areta, zice, lasă-mă, pantelică, și cu măta asta, că mi-a mâncat zilele de când trăia, și te nici acum nu s-a nici acum nu se potolești. Mă, după cât va timp să mai liniștire ei, din vorbă în vorbă își dă sucă cu presupusul, mă zice să știi, să știi că diamantanul e la prietenul meu ăla din armată, că parcă avea unul la fel. Parcă avea unul la fel. Că și ăștia, mă, frate meu de la comparativă, când fac câte un lucru, le fac toate la fel, dar nu mai știi care e ăla, care e ălalt, de le încurci, mă. Nu mai știi nici de ești tu, auzi? Mă, de te telefoane, dă-i, dă la telefoane după ăla. A bunoroc noroc că îi spusase omul. Îi spusase omul unde șade, într-un sapel lângă Petroșani. Mă, până la urmă îl găsără. Îl găsără la miliție. Da, pă, ăla un să de tot, bă, ăla un să de tot. Când a ajuns o acasă, a zis muierii, ia fă și tu rufelele murdare din jamantan și spală știi? Spalele. Bă, când a deschis muierea jamantanului s-a făcut rău, mă, când a dat de hârca lui Coana Mare. Că nu o cunoștea, știi? Nu o cunoștea. Bă, femeia s-a dus la miliție, ce mai? S-a dus la miliție, spusă și și cum, că un floarea aia de la miliție, luară pe om la întrebări. Bă, omul nu mai pricepea nimic, sărac, nu mai înțelegea nimic. Nu mai înțelegea nimic, a avut noroc un plutonier deștept, ăla băiat deștept că-i să lăsați bă omul în pace. Voi nu vedeți că oasele astea e moarte dinainte de a să fi născut omul, știi? Ăsta a fost norocul lui, că dacă erau oasele mai proaspete, o încurca, o încurca de tot. Mă, din vorbă în vorbă, sucă zice, bă, să vii tu cu geamantanul la București. La zice, nu, vino tu cu geamantanul la Petroșan, că nu eu îl încurcai, știi, tu îl încurcași. Mă, dacă am făcut să la armata împreună, până la urmă să înțeleasere. Să înțeleasere, să înțeleasere la mijlocul drumului, știi, la Piatra Olt. Că de-aia telefon nașul și spusă, Marine, Miercuri, ești la Piatra Olt în gară, când vine cursa de București și face cruce cu aia de Simeria asistez la schimbul de jamantare, vezi să nu lipsească ceva din muica, că nu ce vă fac, mă, și de nepotul sucă să nu mă aud, bă, să nu mă aud că fac moarte de om, bă. moarte de om fac, adică vorba vine moarte, moarte de om, că eu o dobitoc mai mare ca sucă ăsta, n-am văzut în viața mea, bă, n-am văzut în viața mea, asta e, asta e, e, sunt supărat, de e supărat.